Bună ziua, dragii mei! Sunt Sorina Stoian și în acest material vom rezolva problema 5 din testul 6 de antrenament Evaluare Națională 2021. Problema spune că în figura alăturată este dat un triunghi dreptunghic ABC cu măsura unghiului A de 90 de grade. M și N sunt mijloacele laturilor AC și respectiv BC. Măsura unghiului C este de 30 de grade, iar lungimea ipotenuzei BC este de 24 de centimetri. La punctul A ni se cere să determinăm lungimea segmentului MN. Pentru acest lucru vom aplica teorema unghiului de 30 de grade. Triunghiul ABC este dreptunghic cu măsura unghiului C de 30 de grade. Așadar, din teorema unghiului de 30 de grade, vom putea scrie că AB, cateta opusă unghiului de 30 de grade, este jumătate din ipotenuză, deci BC pe 2, adică 12 cm. M și N sunt mijloacele laturilor AC și BC, așadar MN este linie mijlocie. Știm că linia mijlocie într-un triunghi este paralelă și jumătate din latura, a treia latura triunghiului, da? Din AB. Deci MN este egal cu AB pe 2, adică este egal cu 6 cm. Bineînțeles că puteam considera că N este mijlocul lui BC, deci CN este egal cu 12 cm. Da? Și să aplicăm teorema unghiului de 30 de grade în triunghiul CMN. MN fiind linie mijlocie, este paralelă cu AB, deci și unghiul M este de 90 de grade. Și deci MN era jumătate din CN, adică 6 cm. La punctul B. Ni se cere să calculăm raportul dintre perimetrul triunghiului AMN și perimetrul triunghiului ABC. Vom rezolva această cerință prin două metode. Metoda 1. Metoda 1 va fi o metodă de calcul. Perimetrul triunghiului ABC este egal cu AB plus AC plus BC. Știm de la subpunctul A că BC este egal cu 24 de cm și că unghiul C este 30 de grade. Așadar, conform teoremei unghiului de 30 de grade pe care am aplicat-o la punctul A, AB este 12 cm. Aplicăm teorema lui Pitagora în triunghiul ABC și vom scrie că AB pătrat plus AC pătrat este egal cu BC pătrat. Așadar, AC pătrat este egal cu 24 la pătrat minus 12 la pătrat. Deci AC este egal cu 12 radical din 3 cm. Așadar, perimetrul triunghiului ABC este egal cu 24 plus 12, adică 36, plus 12 radical din 3, adică 12 pe lângă 3 plus radical din 3 cm. MN era linie mijlocie, deci MN este 6 cm. CN este 12 cm și CM este jumătate din AC, adică 6 radical din 3 cm. Așadar, perimetrul triunghiului CMN este CM plus MN plus NC, adică este egal cu 18 plus 6 radical din 3, adică 6 pe lângă 3 plus radical din 3 centimetri. Raportul dintre perimetrul triunghiului AMN și perimetrul triunghiului ABC este egal cu 6 pe lângă 3 plus radical din 3 supra 12 pe lângă 3 plus radical din 3, adică 1 pe 2.
Aceasta este metoda 1. O să o separăm și aici în stânga o să redactăm pe scurt metoda 2. Metoda 2 se bazează pe asemănare. MN fiind linie mijlocie, este paralelă cu AB, deci unghiurile M și N sunt de 90 de grade. Apoi, deci și unghiul AMN este de 90 de grade. Trasăm AN. AN este mediană, deci este egală cu CN pentru că este jumătate din ipotenuză. Mediana în triunghiul dreptunghic este jumătate din ipotenuză. Deci triunghiul ANC este isoscel. Așadar, unghiul MAN este tot 30 de grade. Conform cazului de asemănare unghi-unghi, triunghiul BAC este asemenea cu triunghiul NMA. Așadar, raportul perimetrelor este egal cu raportul de asemănare. Cu raportul de asemănare pe care îl considerăm, de exemplu, MN supra, da, MN se opune unghiului de 30 de grade, AB se opune unghiului de 30 de grade, dar MN este linie mijlocie, deci raportul este 1 pe 2. Și astfel am rezolvat această problemă prin două metode. Sper că ați înțeles și că această explicație v-a fost utilă. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc numai bine și succes la evaluarea care urmează.